găsit! Moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au fost purtate cu cinste și cu rugăciune prin mai multe comunități din cuprinsul eparhiei. Pelerinajul a avut loc cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Sărit către miază noapte te-ai nevoit și chemându-te Dumnezeu ai lăsat necurțătoria ta precum mai tăi mama și ai urmat aceluia prin sângele muceniciei cu cele vremelnice cumpărând cele netrecătoare și luând cunună de biruință. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate și oprește noua boală molipsitoare. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i gravnic din patul durerii ca să te slăvească pe tine, Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care cu iubire de oameni și jertfelnicie îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Primește, Doamne, rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, care ocrotește eparhia noastră și pe credincioșii care îi cer ajutorul. Adu-ți aminte de mărturisirea Lui pentru Tine, Doamne, și pentru jertfa Lui, fie-ți milă de poporul Tău aflat în suferință. Cale Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce ești bogat în milă, și cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă cârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate și oprește noua boală molipsitoare. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i gravnic din patul durerii, ca să te slăbească pe Tine, Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși o protește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău pe toți cei care, cu iubire de oameni și cu jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Primește, Doamne, rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, care ocrotește eparhia noastră și pe toți credincioșii care cer ajutorul. Adu-ți aminte de mărturisirea Lui pentru Tine, Doamne, și pentru jertfa Lui fie-ți milă de poporul Tău aflat în suferință. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preasfințite Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maice sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Amin.